Am simțit extraordinar, am dansat toată seara pe ringul de dans. Muzică bună, DJ pe măsură, soliștii la fel, muzică populară, beton. Tot a fost la superlativ. A fost o super atmosferă, invitații dimineață când au plecat, toți au spus că în urma prestației băieților s-a făcut pielea găină. Bring sound. Hei, salut! Bine ați venit la nunta ujicilor! Mai exact, Sebastian și Diana. Sau Diana și Sebastian. Suntem la Săftica, Salon du Mariaj. Avem o serie de întrebări pentru voi, la care va trebui să răspundeți foarte sincer. Întrebările sunt foarte simple. Cine a spus primul te iubesc? Care dintre voi este mai romantic? Cine pierde lucruri mai des? Cine dansează mai bine? Perfect! Asta e un răspuns ideal. Cine spune mai tare? Pe cine iubești cel mai mult? Aplauze! Un răspuns foarte bun. Cine promite că de acum încolo mama soacră va fi cel mai bun prieten? Bun, felicitări, aplauze pentru Diana și pentru Sebastian. Nu știau de acest test și au răspuns foarte sincer. Noi îi felicităm. Despacito, cierro de mirar tu cuello despacito. De más de pareo a de tu laberinto. Y hace tu cuerpo todo un manuscrito. Acércate a la gimel. Se vega la montuiel. Astfel de gepția rămâză urmată. Să mă rog, o are un privire dor.
fantastici, ne-am simțit extraordinar, am dansat toată seara pe ringul de dans. Muzică bună, DJ pe măsură, soliștii la fel, muzică populară, beton. Ne-a plăcut, mulțumim frumos! Am vorbit cu multe persoane prezente la nuntă despre băieți și foarte, foarte mulți mă întrebau unde i-ați găsit, cum sunt, cât de mișto au fost și ce le spuneam de fiecare dată, pe lângă faptul că muzica pe care o redau și faptul că mă simt momentele, sunt și persoane foarte mișto. Da, da, sunt și persoane foarte mișto. Și cu atât mai mult cu cât noi am fost puțin dificili, în sensul că le-am trimis foarte târziu lista cu ce am fi vrut melodii, unele lucruri au fost exact ce ne doream. Super, mulțumim frumos, băieți. Mulțumim, vă pupăm. Hei, salut. Nu sunt eu Mire, am fost Mire, au trecut ceva. În seara aceasta, Alexandra și Alexandru. Alexandru, eu mă cunosc de ceva timp și sunt sigur că o să avem o super petrecere, o super nuntă aici la Cernica, nu? La Casa Cernica, restaurantul se numește Toia Concept, cortul mare, Hulala. Hulala! N-am mai filmat montarea echipamentelor, n-am mai găsit trepiedul, dar vi le prezentăm în ansamblu. Este setup-ul pe care îl folosim noi în mod obișnuit. Cele două TV-uri, cele patru movie head-uri beamwash, cele două movie head-uri spot, globul, pari pe spate și sistemul de sunet, care constă în patru bași și două VL-uri. La această petrecere a dat alături de mii noștri la dans. Alexandra, care au avut nunta în septembrie, ne-am văzut la un botez aici la Casa Presei Libere. Casa Presei Libere, da? București.
Noi suntem acum la un botez, băieții de la Grința sunt aici datorită, hai să nu zic datorită nouă, de la niște invitați de-ai noștri care au plăcut. Eu fiind un pic subiectiv, îi cunosc pe băieți de mult și știam că nu o să dau greș, tot a fost la superlativ, Bubița mă cunosc de foarte mult timp, așa cum am sperat, așa a fost, nota 10. Așa stai așa, Bubița sunt eu. El e Bubița, da. Motivul pentru care am ales pe băieți n-a fost pentru că îl cunoaștem pe Bubița, ci pentru că prestația lor a fost, am fost la o nuntă, am stat acolo, ne-au plăcut foarte poate mult. Poate tu, eu știam și știam. Da. Suntem la Vatra Neamului. Am fost aici când, Gianni? Acum 2 ani? 3. Acum 3 ani. Și vă spun că o ciorbă demențială. Uitați cum se servește. De fapt este un burș ucrainean cu carne de vită și sfeclă roșie. O locație extraordinară unde puteți să veniți să mâncați ceva. E aici lângă Otopeni. Dacă aveți drum către aeroport sau veniți în România, sigur e de mâncat aici. Mâncați cu toată încrederea. Hai să avem poftă.